Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, de succes și prosperitate și de binecuvântare. Doriților, doamnelor, domnilor, excelențele voastre, o dată, nu voi începe ca noi să nu s-ar putea să greșesc. Uitați, pentru că momentul să sărbătoresc este cu atât la o premieră. Evident, ca ministru al mediului, trebuie să spun că ne interesează foarte mult ce va fi peste 5 ani, peste 10 ani, cu prețul energiei, cu factura, așa cum a spus preasfinția voastră, pentru că oamenii sunt interesați. Sunt interesați de ce se întâmplă cu viața lor, ce se întâmplă cu, de fapt, aceste posibilități noi. Și sunt foarte recent. La Mureș, pentru zona metropolitană Baia Mare, este un moment simbolic în ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă și dezvoltarea strategică a acestei zone. Eu apreciez foarte mult modul în care s-au implicat investitorii, modul în care inclusiv cei care au furnizat echipamente, cei care au muncit aici, dar și instituțiile statului prin Ministerul Mediului au reușit să genereze un lucru care pentru Baia Mare și pentru Maramureș arată că ne putem dezvolta într-un domeniu relativ nou și într-un domeniu care produce pentru cetățean, dar și pentru investitori, un plus de valoare. Și eu cred că trebuie să ne folosim resursele, dar trebuie intervenția în mediul înconjurător să fie una care să respecte toate normele de mediu, așa cum se întâmplă, spre exemplu, astăzi aici. La Mureșul, iar faptul că județul nostru este printre primele județe din țară ca și fonduri pentru investiții pe albile de râuri din Maramureș, nu pot decât să mă bucur și să fiu fericit că avem o colaborare bună între Consiliul Județean și Ministerul Dezvoltării. De asemenea, se pare că ne găsim într-o etapă în care Maramureșul și, bineînțeles, și Baia Mare trece de la economia monoindustrială minieră, metalurgia neferoasă, la alte tipuri de industrii de avantgardă, s-ar putea spune. Iată că Maramureșul devine producător de energie electrică. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. Dovide fulger în stocare. Reale, șocante și necenzurate. Hai, este, nu mai este și gata. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. actualmm.ro. Mereu primul.